Bună ziua! Cum vă numiți? Baraș. Și tu? Baraș Andreea Crăun. Pentru ce ați venit astăzi aici? Cum vi se pare această activitate în localitatea dumneavoastră? Obișnuiați să mergeți cu fata periodic la doctor? Da, am mai fost. Acum au fost descoperite probleme de sănătate pe care nu le știați? Veți merge mai departe la specialist, să, eu știu, la medicul de familie, eventual da, să repetați analizele? Să facem alte analize. Tu cât timp faci până la școală? 10 minute. E pe jos? Da. Dumneavoastră considerați educația copilului importantă pentru viitorul lui? Da. O ajutați dacă are nevoie la teme? O urmăriți dacă își învață lecțiile? Da. În care felul tău de mâncare preferat? Cartofi prăjiți. Bun. Mănâncă orice. Când o să fii mare, ce vrei să te faci? Polițistă. Și materia ta preferată care este acum? Matematică. Dumneavoastră, care considerați că este principalul risc pentru copiii din mediul rural? Deci să nu plece, să vină la școală, după aia să vină acasă, să nu... Să nu plece așa fără să știe părinții, să... Da, principalul risc de abandon școlar în mediul rural, care ar fi? Deci să abandoneze școala, să... Nu, e bine. Am înțeles. Tu ai primit acolo un ghiozdănel de la noi, crezi că o să-l folosești mai departe la școală? Spune da. Te mai gândești din ce am văzut eu. Bine, mulțumim. Bună ziua. Frumos. Bună ziua. Cum vă numiți? Mă numesc Popescu Roxana, pe ea se numește Popescu Ioana Dana și pe ea Popescu Cătălina Flori Gabriel. Așa, eu am 8 ani, iar... Câți ani aveți? Eu am 8 ani, eu am 10. Așa, pentru ce ați venit astăzi? Adică eu am venit să mă consulte doctorul, să văd dacă sunt sănătoasă. Bravo! Așa. Și dumneavoastră le-ați însoțit? Eu le însoțesc. Mulțumesc. Care e fiecare dată? Educația copiilor vi se pare importantă pentru viitorul lor? Da. Nu răspund eu. Le ajutați dacă au nevoie la teme, le urmăriți dacă își învață lecțiile? Da. Au fost acum descoperite probleme de sănătate la control? Nu, la noi nu. Obișnuiați să mergeți cu fetele periodic la doctor? Da, dar fără injecții. Fără injecții. Deci, control fără injecții. Și acum au fost descoperite probleme de sănătate pe care nu le știați? Alimentația fetițelor o considerați sănătoasă? Da. Încercăm să mâncăm cât putem de sănătos. Înțeles. Care este felul vostru de mâncare preferat? Îmi place carnea și carnea de tot și carnea de tot. Gata. Carnea de tot? Înțeles. De toate păsările. De toate păsările. Da. Și ție? Cartofii, îmi place și ciorba. De ce mănânc altfel? Mănânc de toate. Da. Eu nu mănânc de toate, urăsc ciorba. Urăsc ciorba, dar îți place cărnița din ciorbă. Da. Cărnița, da. Ce clasă sunteți voi? Eu intra 5-a. Eu intra 3-a. Și materia preferată? A mea e română. A mea e matematică. Și când o să fiți mari, ce vreți să o faceți? Profesoară. Învățătoare. Învățătoare. Care considerați că este principalul risc de abandon școlar pentru copiii din mediul rural? Cred că familie. Familia destrămată. Dacă părinții nu se înțeleg și sunt foarte multe cazuri și aici, care copiii trec clasa că s-o treacă, deci e greu să ții un copil la școală, mai ales în mediul rural, fără servici, locul de muncă nu sunt. Unii părinți fac copii ca să aibă susținere financiară, adică alocație. Puțini părinți, mai ales aici, când fac copii ca să facă copii. Cu drag să-l crești. Înțeles. Probabil fetițele or să meargă mai departe la liceu, nu? V-ați gândit deja la asta. Unde ar trebui să meargă la liceu? La Craiova. La Craiova. Eu, la cel puțin pedagogică. La pedagogică, da. Cel puțin la Craiova.
Acolo e stabilit. Și veți avea posibilitate de susținere acolo? Aveți rude sau va trebui? Indiferent de situație, noi sperăm că... Deci noi ca părinți, noi doi ca părinți, muncim să ne facem copiii bine. Adică... Părinții mei au apartament în Craiova, așa că... Am înțeles. Deci, nu ar trebui să facă naveta sau... Nu, decât sâmbătă. Mă duc și eu pe aici, pe acasă, și după aia mă întorc. A, deci mai vii și tu pe aici, pe acasă. Da. Înțeles. Păi și ce faci? O lași pe surioara ta aici? Surioara, care nu vreau să iau cu mine. Gata, gata, nu vă înțelegeți voi două? Ba, da, da. Câteodată. Înțeles. Chiar mult. Cine vorbește mai mult dintre voi două? Roz. Ia. Și acum de ce ești tăcută? Supărată. Ești supărată? Pe cine te-ai supărat? Pe caravană. Pe caravană? Eu sunt foarte bucuroasă că sunt sănătoasă. Bravo. Și tu, Roxy, nu ești sănătoasă? E sănătoasă, dar el nu e. E supărată. Nu vrei să ne mai spui nimic? Deci te-ai supărat 100% pe noi. Bine. Voi ați mai primit acolo niște ghiozănele de la noi. Credeți că o să le folosiți mai departe la școală? Da. Și tu? Da. Bine, mulțumesc frumos! Și noi vă mulțumim că ați venit la noi aici. Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Și tu? Și Sărime Ioana. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru analizele făcute în cadrul școlii. Cum vi se pare această activitate în localitatea dumneavoastră? Este un loc excepțional. Obișnuiați să mergeți cu fata periodic la doctor? Da, oarecum. Cum îți scăpări? Ținând cont că sunt condițiile așa cum sunt în mediul rural. Există un medic de familie aici? Există un medic de familie, da. Înțeles. Acum au fost descoperite probleme de sănătate pe care nu le știați? Nu, din fericire nu. Felicitări. Mulțumesc. Educația fetiței o considerați importantă pentru viitorul ei? Bineînțeles. E lucru primordial pentru orice copil. O ajutați dacă are nevoie la teme? O urmăriți dacă își învață lecțiile? Da. Tu câți ani ai? 15. Ce clasă ești? A 6-a. Îți place să vii la școală? Da. Care e materia ta preferată? Matematica cu engleză. Da. Și când o să fii mare, ce vrei să te faci? Bine, am zis la ceva, vreau scurt la ceva, profesor de educație fizică. Îți place și educația fizică? Da. Înțeles. Cât timp faci tu până la școală? În jurul aproape de 15-20 de minute. Și vii pe jos sau cu mașina? Te-ai gândit dacă o să mergi mai departe la liceu? Bravo, dumneavoastră, veți avea posibilitatea să o susțineți? Trebuie. Care considerați dumneavoastră că este principalul motiv de abandon în mediul rural? Nu știu, poate dezinteresul părinților, poate condițiile grele de viață. E greu. Dar că îți dau și ție un cap acum. În capul ăla să... Poate are nevoie de la muncă, poate nu știu, dar trebuie să se gândească în primul rând și la viitorul copilului. E păcat. Dumneavoastră mai aveți copii la școală? Da. Și cum vă descurcați? Așa, râși grăpii, dar trebuie să meargă, nu se poate. Înțeles. Tu ai primit acolo un ghiozdănel de la noi, crezi că o să-l folosești mai departe la școală? Da. Bine, vă mulțumim frumos.